Eu am o problemă foarte mare cu gramatica, dar nu am avut-o de la început, în sensul în care am început cumva să am această problemă după ce am plecat din Alba Iulia, când am mers la facultate, la Cluj și după aceea în București, la master. Nu știu dacă câți dintre voi știu despre ASLPLS, cine știe ce înseamnă? Ok, destul de puțin. Exista, când eram în liceu, o platformă care se numea MIRC și care era un fel de Facebook și ASL înseamnă Age, Sex, Location, Please, adică îți cerea persoana respectivă în trei litere să-i spui de unde ești, sexul tău și vârsta. Și așa ne putem cunoaște. Am 29 de ani, cum am zis, sunt fată, după cum vedeți, am aici altă fetiță și sunt din Alba Iulia. Am plecat la... am făcut liceul la HCC, după aceea am plecat și am făcut marketing, am făcut primul rând licența pe comunicare și după aceea am plecat în București și am făcut masterul în marketing internațional. Acum lucrez în domeniul marketing. Cine mai vrea să lucreze marketing sau aveți cunoștință marketing sau vă place? Ok. Împreună cu colega mea, Ruxandra, care e acolo, dețin o agenție de marketing care se numește Stories, aici în Alba Iulia. Lucrăm cu diversi clienți care sunt de peste tot din țară. Și după cum vă spuneam, am o frustrare legată de partea de scriere și vorbire corectă. Frustrarea asta a început când am ajuns în Cluj și mi-era super rușine de cum vorbeam, pentru că mi-am dat seama că vorbesc foarte greșit. La Cluj am început și am făcut un an de litere și aveam un profesor super bun de limba română. Și mi-era rușine la fiecare oră, pentru că nu știam să scriu și să vorbesc corect. Și abia atunci mi-am dat seama cât de prostuță eram. Dar chestia asta nu e o problemă, pentru că toate se învață. Eu vreau să vă încurajez să fiți deschiși, să citiți cât mai mult și să vă dați seama că cu toții putem învăța. Dar... cumva ultima frustrare pe care am avut-o în ultimele luni a fost legată de partea de angajări. Am primit CV-uri de la mai multe persoane care doreau să se angajeze în agenția noastră de marketing și, ca să înțelegeți, ei aveau un test pe care trebuiau să-l facă. Testul respectiv era să extragă ideea principală dintr-un text, să corecteze un text. Deci erau lucruri destul de simple, dar foarte mulți nu au reușit să-l facă. Adică din, nu știu, 6 sau 7 oameni, cred că 2 efectiv au scris corect. Vreau să vedem dacă știți câte greșeli sunt în propoziția aceasta, cine știe. Ziceți-mi doar numărul. În propoziția de jos, care nu e îngroșată. Câte? 3 sau 4? Care? Da, știi, da. Viabilă de ce e? Nu, e ok, nu. Ce mai e greșit? Ok. Și o diacritică? Care? Dacă, da, corect. Deci avem știi, da, cu 2 i, nu 2 de i, ci 2 i, dacă, cu diacritică și să fi, are 2 i, da? Ideea era că am fost destul de dezamăgită și de frustrată de faptul că oamenii nu cunosc limba română și mai ales în domeniul acesta care este noi marketing, trebuie să fim
la curent cu tot ce se modifică, dar pe lângă asta clienții au nevoie de la noi să scriem și să vorbim corect. Pentru că ceea ce facem noi, noi scriem foarte multe articole, folosim social media în comunicare, adică tot ce sunt rețele sociale, are Facebook, Instagram, LinkedIn. Dacă nu scriem corect, știți și voi că oamenii sunt destul de repede, poate și voi faceți chestia asta și corectați câteodată în postări sau vedeți corecturi. Nu este greșit să corectăm, este foarte bine să corectăm. Să corectăm pe alții. Vreau să vă dau câteva exemple. Cred că putem învăța să scriem și să vorbim corect, citind foarte mult. Așa ne-am dat seama și ce vreau să fac în continuare, că vreau să lucrez în comunicare. Ne-am dat seama că citeam foarte mult și inclusiv mama, câteodată când eram în liceu, mă chema la masă și eu nu vreau să merg la masă pentru că trebuia să termin de citit capitol. Dacă asta simțiți, e important să faceți asta. Pe lângă citit, da, clar, avem Google-uri și profesori pe care putem să-i întrebăm. Când nu cunoaștem sau nu știm ceva, nu trebuie să vă fie rușine. Câți dintre voi știu de greșeala aceasta sau au auzit pe alții că nu folosesc corect care și pe care? Bun, majoritatea aceea e foarte bine. Câți dintre voi foloseau voia? UR? Acum da, într-adevăr, am început să fie acceptată, dar oamenii încă nu sunt deschiși, eu zic asta din punct de vedere al comunicării și nu comentează, de exemplu, în social media. Și comentează că nu-i corect. Deci, e un paradox aici. Ca și, cum vedeți aici, se folosește în comparații la fel de. Dar noi utilizăm poate greșit, pentru că vrem să evităm cacofoniile. Ca să evitați cacofoniile, nu folosiți ca și, ci am scris aici în calitate, în postură de situația asta. O cea destul de întâlnit aici, în alba, mi-ar place, nu există, nu e corect, mi-ar plăcea să devin asistentă, mi-ar plăcea să devin doctor. Dar trebuie să vă gândiți la plăcere, cum vedeți scris acolo în dreapta, nu la plăcere. Profesionale și profesioniste, noi zicem de multe ori profi, da? Dar profi ăsta, forma lui lungă este ce? Adică trebuie să fim foarte atenți, fotografii profesionale realizate de un fotograf profesionist, ca să înțelegeți diferența. Când o să mai creșteți, sau unii dintre voi poate aveți deja un serviciu, nu un servici, sau nu mergeți la servici, ci la serviciu, și prost să fii, noroc să ai. Da? Să-l, când e folosit, să fii cu dorii. Aveți explicația aici, în stânga. Cât eram în București, foarte des, după ce am învățat un pic nu știu cum se vorbește corect decât, am ajuns în București, și ei folosesc așa, decât un minut mai stai. Și poate știți și voi că, nu știu, efectiv, înnebunești când știi că forma corectă e alta și tot venea să îi corectez. Corectam, dar se și supărau. Cei care se supărau, problema lor, acum eu încercam să le explic. Nu este corect. Dar formularea nu e corectă, am decât o carte, ci am doar o carte sau nu am decât o carte. Aici hai să vedem care sunt greșelile. Câte sunt? Mai tare? Ok?
formulare, da? Voiam doar să citesc cartea pe care am cumpărat-o sau mai există o variantă? Nu voiam decât să citesc cartea pe care am cumpărat-o, da? Atunci când vorbiți greșit sau scrieți greșit, din punct de vedere al angajatorului, pentru că o să ajungi și voi în situația în care o să trebuiască să vă angajați, sau unii poate aveți deja un job, credibilitatea voastră este aproape de zero, chiar dacă sunteți, nu știu, cel mai bun specialist în, nu știu, filmări sau fotografii, atunci când discutați efectiv cu clienții voștri și le scrieți, iată, aceasta este oferta mea de preț, și scrieți greșit trei cuvinte într-o frază sau două, și persoana respectivă, clientul, știe că voi ați scris greșit, automat vi se transferă imaginea de fotograf care nu este profil sau videograf care nu este profil. Cum ziceam, nu le convenea tuturor când îi corectam și nici acum nu le convine, dar până la urmă să știți că am observat că apreciază acest lucru și se uită de două ori la mine când nu știu un cuvânt, nu știu să zică corect, le spun care e cel corect. Deci și pe voi vă încurajez să îi corectați și să le explicați de ce corect. Cei care nu apreciază acest lucru, nu ar vrea să pierdeți vremea cu ei, asta e, ați pierdut, next. Faceți doar ce vă place, pentru că am găsit o statistică super interesantă, probabilitatea ca voi să vă fi născut este una la 400 de trilioane. Deci, cred că ar trebui să vă bucurați de viață și să faceți doar ce vă place, chiar să formați visele, pentru că sunteți un miracol, că sunteți în viață și sunteți acum aici. Aceasta a fost prezentarea mea. Mă puteți găsi la adresa aceasta de e-mail dacă aveți întrebări. Sau dacă aveți orice fel de alte întrebări legate de studii, poate, sau de orice altceva. Dacă nu, mi-a vorbit bine să fiu aici de voi.